Anunțul pe care l-am dat se adresează tinerilor care nu sunt consumatori sau foarte mici consumatori și suma, după cum ați văzut, e o sumă importantă, în special pentru a determina să divulge eventuale dealeri, să spun așa, sau comercianți, sau chiar și consumatori. Scopul anunțului, interesul meu este de a combate acest fenomen, pentru că tinerii sunt viitorul nostru. Și cu toate că uneori am fost criticat că cu această sumă de bani aș putea ajuta multă lume săracă, eu sunt sigur că cu 10.000 de euro pot să evit ca mulți tineri să nu devină oameni săraci în viitor. Pentru că tineretul trebuie să devină oameni prosperi, oameni pe picioarele lor, oameni sănătoși, și iar cei care derapează în lumea drogurilor, marea majoritate ajung oameni săraci. Majoritatea se întâmplă în timpul vacanțelor de vară, deoarece atunci cei care sunt plecați în Italia, deoarece în Italia există un trafic foarte mare de endomotanici în școli, chiar din câte am înțeles, se și permite acolo de către profesori, dar în afara de școli consumă de endomotanice. Iar ei, în momentul în care vin vara sau vacanțele de Crăciun, de iarnă, la bunici, la rude, aduc endomotanice și neapărat că vând, le distribuie pur și simplu, ești prietenul meu, poftim, ia un fum, ia o țigară, ia așa. S-a întâmplat și vara asta când am fost plecat am fost plecat la o piscină aici în apropiere și era un copil de mai mic ca mine cu vreo 3 ani, în jur de 15 ani, care a dus și a dat la câțiva să încerce, ascunși după niște tufișuri.